înaintea scaunului de domnia lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care l-au făcut câtă vreme au trăit în trup. Câtă vreme trăim în trupul acesta, înfăptuim. Biblia ne îndruma și am citit, am insistat pentru a păstra în memorie cuvântul sfânt. Ți s-a arătat ce este binele. Și funcție de ceea ce am făcut cu binele pe care l-am cunoscut, Dumnezeu ne va judeca, ne va răsplăti sau ne va plăti cu vârf și îndesat. Căci există rai și există iad. Există viață veșnică împreună cu Domnul Hristos. Amin. Și există pediapsă veșnică în despărțirea de Dumnezeu. Și este lucrul cel mai cumplit. Și fiecare stă, și fiecare va sta, și toți vom sta înaintea scaunului de judecată a Domnului Hristos. Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune însă, și am amintit, reiau ideea, e că porunca în partea lui Dumnezeu este pentru acum, pentru toți oamenii și de pretutindeni. Și porunca aceasta este pocăința. Nu este un concept al pocăiților, a popilor sau a călugărilor. Este un principiu al lui Dumnezeu, funcție de care noi vom răspunde într-o zi, cum am ascultat. Este pentru toți oameni. Apoi să se pocăiască nu știu care. Care oricum n-are de lucru. Nu. Ai de lucru. Pocăiește-te. Ca să te poți bucura de lucrul tău. Nu prea știi să faci multe. Dar păcate știi. Fost oameni care mi-au spus, domnule, zice, eu n-am multă carte. Eu nu prea înțeleg ce-i de făcut. N-ai carte? Nu, zice, nici să mă iscălesc, nu știu. Dar când cineva te fură, știi că te-a furat sau zici că ți-a făcut un bine? Păi, domnule, dragă, dar pe cum? Dacă fură, fură, sigur. Dar dacă cineva te lovește, știi că te-a lovit. Dacă cineva te înjură, știi că te-a înjurat și așa mai departe. Domnule, dar tot le știu. Cum te le știi fără carte? A, pe dar zice, astea le știu. Na, ceea ce știi pentru tine nu face pentru altul. Nu-ți trebuie școală. Nu-ți trebuie diplomă. Dacă le ai, foarte bine. Foarte bine. Dar ceea ce ai vrea să-ți facă ție oamenii, fă-le tu mai întâi. Problema păcatului este o stare generală tuturor. Ar Dumnezeu în dragostea sa a venit cu o soluție. În epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit, în capitolul 2 și începând cu versetul 11, stă scris: oameni buni, este cuvânt de Evanghelie. Nu e o poveste. Și în locul amintit, cuvântul sfânt spune astfel: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Binecuvântat fie numele Lui. Cel a venit și s-a dat pentru păcatele lumii întregi. Și cuvântul sfânt spune mai departe, ca să-și curățească un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
Rupe-o cu păcatul. Termină cu păgânătățile. Ești într-o țară creștină și într-un neam creștin. Ce-i cu înjurăturile spurcate despre Dumnezeu și despre cele sfinte? Îi păgânătate. Ce-i cu batjocurile la adresa lui Dumnezeu? E păgânătate. Ce-i cu furtișagurile, cu bețiile, cu faptele rușinoase? E păgânătate. Și harul lui Dumnezeu este un dascăl, este un profesor și ne învață să terminăm cu păgânătatea, să rup cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăiești într-o relație sfântă, echilibrată cu tine însuți, în cumpătare. Să trăiești într-o relație binecuvântată cu semenii tăi, în dreptate. Și să trăiești într-o relație binecuvântată cu Dumnezeu, cu cerul. Să trăiești cu evlavie. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să vă mângâie încă o dată, preobiților, care vă despărțiți de cel drag al vostru. Reamintesc în încheiere aceleași cuvinte din Eclesiastul capitolul 12. Să ascultăm, dar sfârșitul tuturor învățăturilor. Oricâte învățături s-ar da în lumea acestea. Oricâte